Vreau să vă mai întreb ceva. Noi am dat săptămâna trecută o listă pe site, pe Fanatic, cu 3 jucători de la Sepsi și 3 jucători de la CFR. De la Sepsi am dat fundașul central, nu mai știu cum îl cheamă, Niculici sau cum îl cheamă. Am vorbit și eu cu unii, a fost o strategie, am vorbit cu unii ca să vă arunce astea, ca să mai aveți ce mai... Am înțeles. Deci nimic de la Sepsi. Ce a făcut niciodată în viața mea, prima dată în viața mea când fac face strategie. Erau pe lipsă fundașul central, Păun și Șafranco de la Sepsi, iar Niculiș, da? Sau cum îl cheamă? Ce fundașul central, Andrei? Ninai. Niciunul de ei nu mă interesează. A fost o... Am înțeles. A fost strategie. Dar spun... Prima dată în viața mea când fac asemenea viclenii și prostii. Nu-mi stă în caracter. Bun. Și la CFR era Burcă, Boateng și... Dar nu, astea ne-am spus de ce. Ca să le ambițe, ca să joace și Sepsi cu CFR și CFR ca să joace cu viitorul. Ne-a spăcălit pe toți, am înțeles. M-am spăcălit degeaba. Am făcut și odată o spăcăreală și nu are... finalizare rezultat. Da. Bun, dar Garita e? Bă, Garita, stai să vedem. Dacă rămâne liber, ne interesează. Deci vă interesează. Vă place Garita, că e jucător puternic? Hai, nu zic altceva, acum vorbim de Garita. Păi vă întreb, vă faceți echipă. Dar nu știu eu acum ce fac cu tine echipa. Ți-am spus și așa prea multe lucruri. Vreau să mai ziceți unul. Unul și gata. Moruțan e jucătorul care se întoarce? Nu mi-e posibil, nu vreau să zic, da? am înțeles. Bun, domnul Becali, hai să vă spun ceva. E foarte bine că faceți asta. Până la urmă, e o luptă sportivă, i-ați aruncat mânușa lui Gică Hagi.